putem să avem un dialog civilizat? Nu, eu unicul regret că nu suntem într-o epocă în care aș putea să-i rup maxilarul individului, dar altceva n-am. Vedeți, dacă dumneavoastră mi-arătați un document că am avut Ferrari sau Mercedes, eu sau șoferul meu, eu îl mănânc și ies și nu mai mă vedeți niciodată pe public. Cine mâncați pe șofer? Ca să înțelegi. Ca să înțelegi. Cine mâncați pe șofer? Nu, nu, eu mănânc hârtiile alea care le... Ați înțeles? Da, 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 le diger. Diger bine, da. Te doare capul. După 5 emisiuni televizate cu același personaj, dar mă tem să deschid gura. Că nu știi ce mai inventează. Vreau să-l întreb pe cetățeanul ăsta penal. Are pantofi din piele de crocodil care costă mai mult decât busul meu. Și dumnealui vorbește despre... Asta e invidie. Declarația de avere, doamna rață. Dacă voi dați din declarația de avere... Nu mai timp. Eu sunt declarația de avere. Pe șofer sau ăsta dumneavoastră? Lăsați, domnul. Vedeți să nu vă mănânce crocodilul, că mușcă rău ăsta. Văd că la televiziune le-a plăcut să vă pui alea.